Veste bună pentru cadrele didactice. Ministrul Educației Caterina Andronescu a anunțat că profesorii care au obținut majorările salariale în urma unor decizii judecătorești definitive urmează să-și primească banii înainte de sărbători. Totodată, ministrul a mai precizat că suma transmisă inspectoratelor este una impresionantă de 700 de milioane de lei. Potrivit Caterinei Andronescu, banii sunt deja la inspectorate pentru a fi trimiși profesorilor până de sărbători. Sumele pe care le vor primi dascălii pot fi diferite. Este vorba de legea 221 care majora salariile profesorilor cu 50% și care a fost aprobată de Parlament în 2008.